Bun. Bun, dragilor, salutare vă spun și eu. Salutare vă spune toată lumea. La toată lumea, de fapt, vă spun salutare. Astăzi am revenit cu live-ul de duminică. Știți că noi eram șofer de tir, dar de la șofer de tir am avansat, am ajuns la oameni pe dubă. Ia uitați ce avem noi aici pentru toată lumea. Vă salut și eu pe toți. Imediat am să vă prezint și duba. Imediat, dragii mei. Hai să vedem. Să vă salut pe toți. Bine ați venit pe live. Să dăm și noi aici. Să fie bine, să nu fie rău. Salut, fratele meu. Salut. Star Miguel, să trăiască fratele meleu. Salut, salut. Dăm și noi așa să vedem. Să vedem dacă mai trăiește Nightbot-ul nostru. Adică e așa, cred că mai trăiește. Dar nu prea cred. A murit. Bun, avem aici o frumoasă dubă de la Courier Service. Am luat și noi niște piese. Momentan eu sunt la garaj, că am dormit și câteva ore. Și am revenit... uite mă, că a revenit mă, n-ai botul meu. Și am revenit pe aici. Și acum trebuie să mergem să aducem piesele. Bun. Cam așa arată dubița din exterior. Stați un pic să o și pornim. Am pornit-o. A, ia uitați. Ceva frumos, nu? Imediat o să vedem câte este ceasul. Este ora 8:53. Deci trebuie să aprindem și noi luminile. Ceva frumos, nu? Vă place? Am lag. Eu mă uit și văd că nu e. Imediat o să vedem. Nu e, frate, uite, cred că e de la în cauza la acest mouse. Bun, dragilor, haideți să mergem și noi. Să... mamă, ce... Asta pleacă cam greu după loc, dar pleacă greu din cauza că suntem plini. Și de-aia. Asta să un pic să vedem noi cum... Care e treaba aici? Trebuie să ieșim în partea cealaltă. Aveam
Mamă, ce-am dat direct în ăla, mâncață aici, curat. Mamă, ce viteză avem. Dați că nu e... Am făcut treabă. Noroc că avem bani. Mergem repede la servis. Am ieșit prea ca nebunii. Dați un pic. Cam bușit în cumetri de... Bine că n-aveam după lovită rău, dar mie nu-mi place să stau fără... Auzi, avem frână de staționare pusă, da? Bun, haideți dragilor, am pus aici și GPS-ul ca să fim noi mai siguri. Nu mai râde, frame! Ce vrei să-i fac? Avem roșu. Hai că am început bine, da? Mamă, dar ce viteză are după asta să mă arăt de aceea mare. Ești nebun, asta trebuie să țin pe ăsta, pe pilot automat, sigur. Omoară-mă, Nicolino. Bă, băiatule, dar... Ce-i dacă... Deci n-am văzut așa ceva. Ești nebun. Ce viteză așa. Bun, suntem și noi prin oraș, momentan. Mamă, dacă dăm lungă, îl terorizăm pe ăsta. Cu lungă. Și așa cum v-am spus, dragilor, trebuie să mergem să livrăm niște piese. Și de aceea trebuie să mergem și noi regulamentar cât de cât. Așa că fixăm pe pilot automat la 100 la oră momentan. Momentan mergem cu destul. Merge să livrăm la un service, trebuie să livrăm niște piese. Uite mă, că acum mi-am lăsat aminte că am și GPS fădubiță. Salut, Iulian, bine ai venit pe live. Salut. Mergem regulamentar, dragilor. Bine, putem să-i mai dăm puțin. Cam atât ajunge. Nu stăm după cu metrică, e nasol dacă stăm după ei. Haide-mă, prietene! Ia uitați-vă! Asta nu vede așa ceva. Ia uite-l, pune frână el, mă. El pune frână, mă, mâncați aici, curata. De ce-o înfrâna așa, nu știu. Bă, dar are boală pe el, cred. Mișcă-te, futuz, gura, măticu. Morții tăi de sclav. Prost. Da. Bun, dragii mei, deci întâlnim și astfel de șoferi. Bun, ne-a setat și noi viteză. Trebuie să lăsăm un pic mai moale, că urcăm la deal. Să vedem, urcă. Ce are, mă, asta nu mai urc. Cred că din cauza că avem prea multă greutate pe spate, duba fuge. Fuge de spate, fraților.
Bun. Avem 5 persoane. Nu uitați să dați și voi un like. Un subscribe pentru noi abonați. Ia uite, cred că m-am luat radar ceva. A, stai. Ce să facem? Și pentru cei care ați intrat puțin mai târziu, așa cum am spus, conducem un Mercedes, o dubiță, era Mercedes, și trebuie să transportăm niște piese la un anumit service. În acest moment. Voi ce ați mai făcut? Ce mai faceți? Cum a fost săptămâna asta pentru voi? Hai să luăm pe aici pe margine, că avem mai viteză ca cu mătru. Sper că am luat-o bine, nu? Da, am luat-o bine. Adică așa că sper. Da, am luat-o bine. Suntem, lasă, mai e bine ne ținem noi GPS-ul cu noi, pe care îl avem. Cel de mână, gen. Să fim mai aproape. S-a întâmplat un accident aici sau... A, nu, l-a oprit poliția pe cumătru. L-a oprit poliția pe cumătru! Ați văzut dacă a mers ca nebunul? Am zis să renunț o perioadă la tir și să mă angajez la o firmă de curierat. Am zis că e mult mai ok pentru mine. Momentan stau bine cu banii, se vede și acolo. Avem destui. Așa că mai fac și de lucru. Să mai întreacă și mie timpul. Ca să nu stau să mă plictisesc acasă, am zis, haide mă, să mă angajez la o firmă de curierat. Și de când în când mai facem câte o... Cât o cursă. Este după a mea proprie. Așa că pot face când vreau eu. Pot sta când vreau eu. Nu mă oprește nimeni. Nu mă deranjează nimeni. Tricotirurile. Să trăiască băieții. Bă, dar eu acum am observat. De ce nu-mi spune nimeni nimic și mie, mă? Dar trag un pic pe dreapta.
Ne oprim puțin. Două secunde, vă rog. Că ceva nu e în regulă și nu-mi place. Nu-mi place deloc. Imediat. Ia să vedem aici. Bun. Ia să vedem. Hai să vedem acum. Bun, am pornit și noi dubița din nou. Hai să ne asigurăm. Nu pot să-mi dau seama de la ce poate să fie treaba asta cu... Deci chiar nu pot să-mi dau seama. De ce s-a cadează așa? Nu pot să-mi dau seama. Oare să fie din cauza că sunt doar 30 de cadre pe secunde? Bun. Două secunde să mai încercăm ceva aici, să vedem. Ia să vedem acum. Mai facem modificări, fraților, ce să facem? Până ne dăm seama. Păi nu? Până realizăm care este problema, nu știu acum dacă mai merge. Acum nu o să mai vede. Bun, acum da. Ia să vedem acum. Ia să vedem acum. Acum gata, acum am intrat din nou. Nu știu de ce, dar se vedea, mergea întrerupt și asta mă enerva. Îmi cer scuze, dar eu sunt și foarte răcit. Nu, tot așa. Și nu pot să-mi dau seama de la ce este. Da. Două secunde să vedem. Două secunde, vă rog.
Da, nu pot să-mi dau seama de la ce este. De aceea, cursa asta nu pot să mai continui, pentru că se vede urât și nu-mi place. Când o să remediez situația, am să revin. Rămânem aici, momentan. Vom pune o pauză și vom reveni, da? Haideți să vedem acum. Bun, am revenit. Am revenit, da? Hai să intrăm puțin acum, să vedem care este situația. Am revenit din nou. Și vom vedea acum cum să prezinte situația. Deci nu pot să-mi dau seama de ce. Da. Trebuie să vedem aici care este problema și situația de cauză, nu? Vom vedea imediat. Bun, e la Advanced, e ok totul. Nici nu știu ce să-i mai fac să mă rădrace mare. Hai să vedem dacă nici acum nu merge. Asta este, dragii mei. Nu va părea rău, dar va trebui să încheiem aici. Da, nu înțeleg motivul. Vom încheia aici această cursă. Eu am fost pentru voi, vă pup și vă suc pe toți. La o nouă reauzire. Bye bye.